Apostolul și Evanghelia zilei de 8 septembrie, nașterea preasfintei stăpânei noastre, născătoarea de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria. Apostolul, din Epistola către Filipeni, a Sfântului Apostol Pavel citire. Fraților, gândul acesta să fie în voi, care era și în Hristos Iisus, care, Dumnezeu fiind în chip, n-a socotit o știrbire a fi El întocmai cu Dumnezeu, ci s-a deșertat pe sine chip de rob luând, făcându-se asemenea oamenilor și la înfățișare aflându-se ca un om. S-a smerit pe sine, ascultător făcându-se până la moarte și încă moarte pe cruce. Pentru aceea și Dumnezeu l-a preanălțat și a dăruit lui nume care este mai presus de orice nume, ca într-un numele lui Iisus tot genunchiul să se plece al celor cerești și al celor pământești și al celor de dedesubt și să mărturisească toată limba că Domn este Iisus Hristos, într-o slavă lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Sfânta și Dumnezeiască Evanghelie din ziua de 8 septembrie, nașterea preasfintei stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioarei Maria. Citire din Evanghelia de la Luca. În vremea aceea, a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele Marta l-a primit în casa ei. Și aceasta avea o soră ce se numea Maria, care, șezând jos, lângă picioarele lui Iisus, asculta cuvintele lui. Marta însă se silea să facă o spăț mare și, apropiindu-se, a zis: Doamne, nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i dar ca să-mi ajute. Dar Iisus, răspunzând, i-a zis: Marto, Marto, te silești și te îngrijești de multe, dar un singur lucru trebuiește. Maria însă și-a ales partea cea bună, care nu se va lua de la ea. Iar când zicea dânsul acestea, o femeie din popor, ridicându-și glasul, a zis către dânsul: Fericit este pântecele care te-a purtat și sânii la care ai suft. Dar Iisus a răspuns: Așa este, dar fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el. Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, și noi te fericim pentru că te-ai născut din prea curatele sânjuiri a Maicii tale sfinte și a noastră Născătoare de Dumnezeu, pururea Fecioară Maria. Iar Maicii sfinte îi spunem: Bucură-te, Maria, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Amin.